Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Consultații Gratuite. Astăzi vom vorbi despre nutriție și sănătate. Firește, fiecare dintre dumneavoastră cei prezenți la această oră în fața micului ecran știu că sănătatea și nutriția sunt foarte legate între ele. Și doar atunci când organismul nostru primește o dietă adecvată cu acei factori nutrițional importanți, esențial, doar atunci organismul nostru este bine. La asta, dacă adăugăm și un stil de viață sănătos, adică nu stăm toată ziua în fața unor documente, a unor cărți, nu stăm toată ziua în fața televizorului, ci facem și mișcare și în aer liber, zic, dacă facem și toate astea, atunci organismul nostru va avea o stare de sănătate bună. Dar mai multe lucruri despre nutriție vom discuta astăzi împreună cu invitata emisiunii noastre, doamna Dorinela Habina, nutriționist licențiat, masterandă tot în nutriție la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, căreia îi spunem acum bun venit în studio. Să rămână, bine ați venit în studio! Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație! De ce nutriție? Ce v-a determinat pe dumneavoastră să vă apucați să studiați nutriția? Pentru că aveți niște antecedente de o groază de ani. Ați început cu cursuri de nutriție, ați început facultatea de nutriție, apoi acum sunteți masterand. De ce nutriție? Deci, întotdeauna am fost pasionată de alimentația sănătoasă și, sincer, mi-este foarte frică să mă îmbolnăvesc. Și atunci am vrut să știu mai multe cum să mănânc să nu ajung să fiu bolnavă. Și de aici, de la o pasiune, am pornit un curs. După 6 luni de zile am început încet, încet cu stilul de viață sănătos. Mi-am dat seama că am nevoie de mai multă informație medicală ca să pot să transmit mai bine informația. Am început facultatea. După ce am terminat facultatea, am constatat că nutriția clinică este mai se pliază mai mult pe ceea ce îmi place mie să fac și atunci am mers și la master. Deci cam de 5 ani plus partea de curs, cam din 2016 sunt implicată pe zona de nutriție. Prin toate sursele încerc să aflu informație. Am văzut că nu numai studii ați făcut, dar ați făcut și voluntariat. Da, am avut, spre exemplu, pe zona de oncologie, am făcut 2 zile la o clinică privată pe zona de radioterapie oncologică, un schimb de experiență cu un profesionist pe nutriția oncologică, nu știu dacă am voie să dau numele sau nu, puteți să dați numele, doamna Irina Mateieș, da, de la dumneai am învățat destul de multe, iar anul trecut, pentru partea de lucrare de dizertație, vreau să o fac pe zona de tratament radioterapeutic la pacienții oncologici. Și am văzut că ați început în toamnă, da, la Spitalul Județean. Am aplicat pe zona de radioterapie un chestionar care este creditat și validat european, în care încerc să scot în evidență că sunt multe simptome care se regăsesc la acești pacienți, mai ales dacă le este radiată zona de tract digestiv. Acolo trebuie mare atenție ce alimente să consume sau ce alimente să nu consume ca să aibă o aderență bună la tratament. Bun. Am spart gheața, da? Speram. V-ați revenit? Da, bun, atunci haideți să luăm de la început. Ce este nutriția, de fapt? Ce este nutriția? Este o știință. Exact. Deci nu este chiar recentă, dar vorbea și Hipocrate despre alimentația sănătoasă, deci nu este chiar ceva nou. Sunt în ultima perioadă și destul de multe studii, inclusiv pe anumite componente din alimente sau anumite diete, deci există și certificare științifică, ca să-i spunem așa, pe anumite direcții. Avem un slide foarte interesant și o să rog regia să ne dea primul slide, pentru că în felul ăsta putem să le exemplificăm mai bine telespectatorilor. Da, acesta este și o să vă rog să vă continuați expunerea. Deci, practic, un aliment nu înseamnă neapărat că ne hrănește. Deci, noi ceea ce mâncăm, alimentele pe care noi le consumăm, organismul le procesează, le transformă în nutrienți pe care le utilizează, acea energie dată de acești nutrienți le folosește în activitățile cotidiene, în viața de zi cu zi. Acum, depinde de etapa de vârstă la care suntem. Poate fi utilizată această energie pentru creștere, pentru dezvoltare, pentru menținerea stării de sănătate sau în momentul în care suntem bolnavi pentru partea de recuperare. Care sunt cei mai importanți nutrienți pentru organism? Macronutrienți, adică proteinele, carbohidrații, adică zona de dulciuri sau
Aici intră inclusiv legumele, deci putem să detaliem, și zona de grăsimi. Și, bineînțeles, vitaminele și mineralele. Deci cam astea sunt, și apa, bineînțeles. Deci astea sunt cele mai importante. Putem avea un aport suplimentar când suntem copii, da? Depinde, este la latitudinea medicului, pentru că dacă în mod normal acel copil are o dietă echilibrată, da, deci susținut și de către familie, și în momentul în care este într-o colectivitate, la grădiniță sau la școală, și primește un meniu calculat adecvat, atunci nu este nevoie de suplimentare, decât dacă există niște dezechilibre care le diagnostichează medicul, da, medicul pediatru sau medicul de familie, și în momentul în care se recomandă suplimentare, da, dar așa ca să luăm noi, nu. Bun, dieta pentru un copil în creștere este aceeași ca pentru familia lui, pentru mama și tata? Nu. Deci sau ar trebui să ne orientăm, să ne gândim, să ne consultăm cu un nutriționist, cu un medic pediatru, cu un medicul de familie, măcar ce anume este recomandat pentru copii? Pentru că știm să facem copii, învățăm să-i creștem pas cu pas, dar alimentația copilului, a nou-născutului, apoi a bebelușului și apoi a copilului de vârstă mică și până la adolescență și chiar până la vârsta de 18 ani, trebuie să fie puțin diferită de multe ori de a părintelui. Pentru că un părinte poate să fie, de exemplu, lacto-vegetarian, da? Copilul poate să fie lacto-vegetarian? Eu cred că nu. Nu. Deci la copii este foarte important aportul de proteine, pentru că practic, da, deci așa se dezvoltă sănătos. Acum există câteva boli în care este indicată o reducere sau o restricție, dar acolo vorbim de cazuri medicale. Bun, noi vorbim la de modul copilul general, sănătos, sigur. La modul general, toate studiile nu recomandă și toată literatura de specialitate nu recomandă lipsa proteinei. Știți cât la sută din copiii din România în acest moment sunt supraponderal și obezi? Este depășit 50% din câte știu la nivel de România. Cam 60% din copiii din România, sau mă rog, nu numai din România, acea situație este cam peste tot în lume, da? Este. Așa, sunt supraponderal și din ăștia o bună parte sunt chiar obezi. Asta înseamnă că, de fapt, noi, părinții, greșim. Da, eu am avut o perioadă când lucram cu copii mai mici, dar vă spun sincer, foarte mult este de lucru la mame. Deci nu avem problemă cu copii, avem probleme cu mamele. Evident. Care știu tot, se documentează de peste tot, testează diverse... Mai ales de pe doctor Google. Probabil. Testează orice, copilul nu vrea să mănânce, dar copilul... Ia exemplu de ce face părintele. Dacă părintele nu mănâncă, nu pot să-i spui copilului să mănânce. Dacă părintele mănâncă hamburger, nu pot să-i spui că trebuie să mănânce salată copilului. Deci el, practic, trebuie să ia același exemplu de la părinți. Aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră de mai devreme. De-a lungul vieții, noi mâncăm diferit. Sigur. Deci, practic, în mod normal, când se dorește un copil, este bine ca viitoarea mamă să înceapă să vină la un dietetician, să urmeze un regim adecvat, pentru că s-a dovedit deja științific că microbiota copilului, bebelușului, depinde foarte mult de alimentația mamei în perioada de graviditate. Și este așa, acea statistică de 100 de zile în care, da, practic se dezvoltă microbiota copilului și contează foarte mult ce mănâncă mama, plus dacă naște natural sau dacă naște prin cezariană, sunt foarte multe aspecte. Pe zona de pediatrie sunt foarte plăcut surprinsă, sunt foarte mulți medici pediatri care pun foarte mult accent în ultima perioadă pe educația mămicilor. Deci încep să le explice cum și ce trebuie să mănânce. Problemele apar când încep să meargă în colectivități copiii, când încep să apară problemele că părintele îi dă sau nu îi dă copilului mâncare la școală, primește sau la grădiniță, primește sau nu primește, vede la prieteni ce mănâncă și aici încep să apară marile probleme. În afară de acest aspect, eu în ultima perioadă am constatat că mulți copii mănâncă o cantitate mult prea mare față de necesarul lor. Chiar dacă sunt în creștere și au un necesar crescut, nu poate să mănânce și mic dejun, și sandviciuri la ora 10, două dacă se poate, și masa de prânz asigurată prin acel program de școală prelungită, ajung
ajunge la 4 acasă, deci mănâncă și prânzul la 12, mănâncă și la 4 prânzul de bunica, cu părinții, sau bunica, sau de multe bunica, ori, da? Și mai mănâncă și la cină. Deci copilul ăla ia mult prea multe mese. Deci se confundă gustarea, care ar fi însemnat un măr sau poate fruct, eventual un fruct, că e bine și cu energie, cu un sandwich. Toată lumea mănâncă sandwich. Ori aportul ăla crescut, normal că în timp duce la obezitate. În partea a doua a vieții, pe perioada după ce trece perioada de adolescență, în perioada de adolescență, de la 10-11 ani până la 18 ani, este perioada în care mâncăm cel mai mult din viața noastră. Acolo este un necesar foarte crescut, pentru că se dezvoltă și masa osoasă și organ, apar multe modificări la nivelul organismului, după care pe viața de adult începem să ajungem, să mergem un pic din ce în ce mai tare în jos. Da? Deci în momentul în care ajungem la o vârstă mai înaintată, trebuie să consumăm, aportul este mult mai scăzut. Dar acolo avem nevoie de suplimentări, apropo de întrebarea dumneavoastră de mai devreme, la vârstnici. Da, și alimentația vârstnicului este o enigmă de multe ori. Pentru că vârstnicul începe să se gândească, dacă mănânc mai puțin, trăiesc mai mult. Dacă organismul e foame și nu îl îndop cu toate mâncărurile posibile și imposibile, am o ținută și o siluetă mai bună, îmi fac mai multă mișcare și în felul ăsta o să trăiesc mai mult. Sunt foarte mulți care gândesc așa. Sigur, nu este bine să luați exemplul meu, pentru că eu nu voi trăi mult, pentru că sunt obez de-a dreptul. Dar ideea în sine este că vârstnicul are o alimentație de multe ori deficitară. Tocmai în ideea că aia nu mai vrea să mănânce, cealaltă nu mai vrea să mănânce, ouă nu mănâncă, carne nu prea mănâncă, și atunci, numai din legume și fructe și vegetale, în general, să zicem așa, nu se poate trăi nici la vârsta avansată, peste 60, 70 sau 80. Și acolo avem nevoie de o dietă echilibrată. Dacă nu avem o dietă echilibrată, se întâmplă altceva. Și ce se întâmplă, doamna doctor? În mod normal, dacă nu se asigură aportul minim de nutrienți, apare malnutriția. Problema este că noi de multe ori, exact cum spuneți dumneavoastră, mulți vârstnici sau în anumite etape ale vieții ne bucurăm că scădem în greutate. Depinde foarte, foarte mult de unde scădem din greutatea respectivă. Scădem din țesut adipos sau scădem din masă musculară. În momentul în care noi ne înfometăm organismul, nu venim cu acei nutrienți de care discutam mai devreme, atunci se produc niște dezechilibre în organism. Scădem din punct de vedere al greutății, dar noi scădem de fapt din zona de masă musculară. Ceea ce înseamnă că organismul nostru va avea o imunitate mai scăzută, vom avea o rezistență la boli mai scăzută, suntem lipsiți de vlagă, mai obosiți și ne întrebăm ce se întâmplă. Dar de fapt noi scădem din masa musculară, ceea ce nu este foarte bine, pentru că oricum, în momentul în care înaintăm în vârstă, scade și natural. În momentul în care noi o forțăm să scadă și mai mult, este foarte greu ca să se refacă. Da, până acum am discutat de alimentația omului sănătos, dar din păcate odată cu înaintarea în vârstă apar și boli. Apare în general hipertensiunea, diabetul, cardiopatia, mă rog, tot felul de alte boli, inclusiv ale tubului digestiv, colecistită, pancreatite, gastrite, ulcere și așa mai departe. Alimentația pentru omul bolnav, mie mi se pare foarte complicată. Pentru că dacă e hipertensiv, n-are voie să mănânce sare, da? Dacă are probleme digestive, n-are voie să mănânce rântașul, n-are voie să mănânce prăjel, n-are voie să mănânce ciocolată, n-are voie frișcă, n-are voie maioneză, n-are voie aia și așa mai departe. Și omul zice, bine, eu sunt cardiac, sunt hipertensiv, sunt diabetic, mai am și o colecistită cronică, mai am și o gastrită, eu ce mănânc? Și de asta zic că alimentația pentru omul bolnav. Cum o faceți? Pe grupe de afecțiuni le combinați? Cum procedați? Deci, în primul rând, în momentul în care și la noi există niște etape, se face partea de anamneză sau partea de investigații, în primul rând luăm în calcul ce mănâncă persoana respectivă, luăm în calcul toate analizele medicale, să vedem exact pe ce anume sunt probleme, luăm diagnosticul medical și foarte important, pe simptome mergem, pentru că
Eu vreau ca dumneavoastră, cum îmi spuneți, patru diagnostice. Vreau pe zona de cardio să merg cu dietă mediteraneană, dar exact cum spuneți, dacă este o afecțiune pe zona de digestiv, atunci trebuie să mă gândesc la celelalte alimente care se pliază sau nu. Se merge practic pe simptomele cele mai deranjante. 1. Se merge pe varianta ce poate să facă persoana respectivă. Adică eu pot să recomand anumite alimente, dar poate că nu îi sunt confortabile, adică nu și le poate asigura pentru că are magazin sau nu are sursă să-și procure alimentul respectiv. Adică nu pot să zic la cineva la 20-30 de kilometri de Baia Mare să mănânce avocado în fiecare zi, că e bun pe zona cardiacă, care are potasiu. Da, deci trebuie să cumva să plus ne adaptăm. Trebuie să ne gândim și la sursa de venit. La susținerea persoanei respective. Cine îi gătește, da, cum îi gătește, de unde se aprovizionează și atunci, practic, noi punem peste toate informațiile, punem și partea medicală și o luăm treptat și nu se poate dintr-o dată, nu se primește o dietă standard, toată lumea la fel. Deci luăm pe partea aia de afecțiune, rezolvăm întâi problema gastrică, pentru că avem nevoie ca să se asimileze nutrienții, da? După care mergem pe zona mai departe cardio, dar apropo, este cardio cu endo și, spre exemplu, pe cardio merge foarte bine zona de crucifere, broccoli, conopide, dar pe endo sunt anumite restricții în anumite patologii. Și atunci cumva noi încercăm din ce este voie să facem o listă cu ce îi face bine persoanele respective și încercăm să-l traducem într-un meniu, pentru că nu pot ca să veniți dumneavoastră la mine să vă trimit cu o listă de alimente acasă și descurcați-vă, să vă spun mai nu. Și o listă cu 5 alimente, astea da. Eu trebuie să vin cu soluții, să vă ofer soluții. Uitați, varianta aceasta din cele 5 alimente, într-o zi puteți să combinați așa, astea două, una ciorbă, una felul 2. Veniți în plus cu fructele respective, ca la finalul zilei, cumva să ajungem la un optim cât mai aproape de necesarul dumneavoastră, ca să-l acoperiți, să nu ajungem, cum ziceam mai devreme, la malnutriție. Sau să nu mâncați prea multă pâine sau prea multe alte alimente care ar putea să vă ducă la obezitate. Deci, să fie cumva la mijloc. Da. Estimați telespectatori, am provocat-o pe doamna doctor de asemenea manieră încât la urmă să pot trage o concluzie firească la ceea ce discutam noi acum. Uitați-vă bine la mine și rămâneți cu ceea ce vă spun. Orice dietă pe care vreți să o faceți, chiar dacă sunteți sănătos sau dacă sunteți bolnav sau dacă sunteți supraponderal sau aveți niște boli cronice pe care trebuie să le stăpâniți și prin dietă, orice dietă trebuie să o faceți doar după ce a stat de vorbă cu specialiștii. Specialistul Dr. Google, unde dumneavoastră veți găsi tot felul de diete, ce hipercalorică, post-intermitent și mai știu eu ce, da, sunt bune și acelea, dar trebuie potrivite pe fiecare persoană în parte, nu pe fiecare patologie, pe fiecare om. Suntem unici pe pământ. Nu există doi ca noi. Și întotdeauna, exact cum spunea doamna doctor, trebuie început cu începutul, cu anamneză, cu văzut ce boli sunt, văzut ce analize avem și cum sunt aceste analize, văzut ce patologie este prioritară, cum spuneam mai înainte, dacă este o patologie digestivă, întâi să rezolvăm problemele, de exemplu, gastrice, o gastrită, un ulcer și apoi să trecem mai departe. Nu se poate decât pas cu pas. Văd foarte mulți oameni care se străduiesc să-și reducă din greutate prin tot felul de diete, care mai de care mai sofisticate, care mai de care mai complicate, ba mai mult, sunt tot felul de site-uri specializate unde îți introduci înălțimea, greutatea, rasa, cât vrei să slăbești și așa mai departe, te întreabă ce alimente îți plac și ce nu îți plac și după aceea începi ei să-ți facă niște tabele, niște meniuri care s-ar putea să vă facă, repet, s-ar putea să vă facă mai mult rău decât bine. Haideți să ne întoarcem la discuție. Sunteți de acord? Deci, în momentul în care este vorba de o persoană sănătoasă, care dorește să testeze anumite diete pe o perioadă limitată, de preferat ar fi, exact cum spuneți noastră, să ceară opinia unui specialist, pentru că de multe ori își poate face rău. Da, există și diete care circulă pe
acel Google, cum spuneți da. Și dumneavoastră, care pot fi eficiente, pot da rezultate pe o perioadă scurtă de timp administrate și, încă o dată, mă repet, sub supraveghere. Numai în momentul în care nu există o problemă medicală. În momentul în care există o problemă medicală, atunci este bine să ceară opinia unui specialist, pentru că poate produce niște dezechilibre din care nu mai putem scoate. Adică ajunge inclusiv la boli, da? Și începe și cu tratament pe urmă și cu alte tipuri de dietă. Și dacă în momentul în care suntem pe prevenție și avem voie să mâncăm, atunci avem voie să mâncăm orice, dacă nu depășim anumite limite. Dacă suntem în echilibru, consumăm și alimente care nu sunt neapărat foarte sănătoase, dar mai rar, ocazional, îmi place mie să le spun. Vreau să vă spun ceva. La noi ardelean care nu mănâncă și o bucată de slană din când în când. Dar eu nu am niciun fel de problemă cu slănina și să știți că... Nu. Mi-ați spus ghilimelele și eu m-am gândit imediat la anumite alimente pe care marea majoritate a acestor site-uri le interzic. Adică slănină, untură... Nu sunteți la curent, să știți că există și o anumită dietă cu grăsimi. Știu că există. Și care acolo sunt destul de multe voci, foarte, foarte vocale, ca să le spun așa. Numai beneficii sunt, dar depinde foarte mult, încă o dată, de la persoană la persoană. Ceea ce mi-aș dori eu ca să-și pună fiecare persoană un semn de întrebare în momentul în care îi apare o scădere în greutate mult prea mare sau o creștere în greutate mult prea mare. Adică, haideți să și definim. Între 3 și 5 kg în fiecare lună, timp de 3 luni consecutiv, când apar aceste modificări, ca și o medie, acum depinde, 3 kg la o persoană de 60 de kg este o diferență față de o persoană de 100 de kg. Sigur că da. Deci dacă nu se intenționează scăderea în greutate și apare pe un aport asemănător și fără să se modifice alte condiții și apare o scădere în greutate, atunci este un semnal de alarmă, trebuie să meargă la medic. De asemenea, la pol opus, dacă nu mănâncă mai mult, dacă consideră că mănâncă la fel, dar totuși crește în greutate, atunci prima etapă ar fi să meargă la un dietetician. Că noi după jurnalul alimentar, pe o zi sau două, putem să ne facem o imagine dacă cumva nu e o problemă numai de aport. Și dacă e o problemă de aport, venim cu corecțiile de rigoare, cu intervenția și nu necesită neapărat să ajungă și la medic dacă este o problemă. Dar dacă totuși persoana respectivă consumă conform necesarului și totuși crește în greutate, trebuie de investigat medical atunci. Și noi de obicei trimitem mai departe la medic. Sigur că apar oferi o serie de modificări de genul acesta și oamenii trebuie să știe, mai ales la pacienții care consumă paste foarte multe, fibre foarte multe și atunci asta nu se elimină așa de ușor. Își provoacă gaze, un tranzit mai lent, mai sunt și medicamente foarte multe care încetinesc tranzitul, da. Mai ales cele pentru afecțiunile neuropsihice și atunci sigur că da, apare creșterea asta în greutate care nu dă bine, cum ar veni zis, și omul se îngrijorează. Dar când merge la medic și la nutriționist, omul trebuie să meargă, într-adevăr, cu acest jurnal alimentar în minte, pentru că acolo îl va dezbate cu specialistul și cu foarte multă sinceritate. Trebuie să meargă și cu foarte multă sinceritate la el. Dar sunt sincer, să știți. La medic, de obicei, nu sunt chiar așa de sincer ca la dumneavoastră. Nu, la noi chiar sunt sincer. Asta sunt este sincer. Bine, este un da, lucru sunt bun. Sunt sincer. Exact ca și dumneavoastră spun, să știți că o să râdeți, dar exact ieri am avut o petrecere. Exact ieri am fost la o nuntă și atunci de multe ori vin la început de săptămână. Știți, atât mai motivată că de săptămâna asta încerc ceva. Dietă, da. Da, și atunci, vai, dar știți, așa m-ați prins că am fost la nuntă și când le întreb ce mănâncă, este meniul de nuntă. Și atunci... Avem un slide, dar nu știu dacă mai avem timp, cu simptomele care modifică aportul alimentar. Vă mai aduceți aminte despre ce e vorba? Practic orice fel de simptom, că este scăderea poftei de mâncare, senzație de greață, vărsături. Mai departe, regia, vă rog, mai departe. Deci cam tot ce implică actul alimentar, când este o afectare pe zona Lăsăm imaginea asta pentru după pauză, că mai avem numai un minut. Da, vă rog. Practic cam tot ceea ce împiedică actul alimentar. Și problemele dentare, deci că nu se poate mesteca, sau pe zona de esofag, sau pe zona digestivă. Deci orice formă, sau tulburările de tranzit, diaree sau constipație, deci orice
simptom de genul ăsta. Da, scăderea în greutate și conștientizarea faptului că mănâncă mai puțin sau mai mult din punct de vedere al porției. Și senzația de sațietate, bineînțeles. Se simte sătul sau nu persoana respectivă? Știți că a trecut prima parte a emisiunii? Nu. Stimați spectatori, aceasta a fost prima parte a emisiunii. O scurtă pauză publicitară și revenim.